Este evident că astăzi comunicațiile în bandelare reprezintă un efect esențial al dezvoltării economiei românești. Mai mult decât atât, însă, avem o responsabilitate față de acest domeniu, ca partea sferei aplicațiilor în societate, în administrație, în educație, a tehnologiei informaționale și de comunicații. În poziția de recuperarea decalajelor existente. Prin stimularea domeniului tehnologiei,